Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Iașul, între întunericul corupției, mafie și primarul interzis. Domnule președinte de ședință, stimați colegi, Iașul, orașul pe care îl reprezint de mai bine de un an în Parlamentul României, poartă nedrept eticheta și pata unui primar corupt care și-a pierdut dreptul de a-și exercita mandatul. Abuzurile, cumetriile, favorurile politice, ilegalitățile imobiliare, angajările pe pile, toate au transformat municipiul într-un breloc care se rotește la degetul mic al lui Mihai Chirica. Timp în care Iașul are nevoie de o administrație eficientă și corectă. Avea nevoie de ceea ce a votat să se întâmple. Cu toate acestea, faptul că el este cercetat în 6 dosare penale, PNL, partidul umbrelă al lui Chirica, continuă să fie complice și să sfideze ieșenii, protejând un lider aservit, dedicat hoției. Este ridicol să vorbim de o demisie de onoare, nici măcar de o demisie de rușine, pentru că acești termeni sunt necunoscuți unor oameni care își calculează fiecare pas ilicit. Din cauza faptului că PNL se comportă ca o instituție de ocrotire a multor penali, Iașul bate pasul pe loc. Și, din păcate, trebuie să recunoaștem că în PNL există oameni capabili, oameni buni, oameni care vor să facă treabă. Dar ei sunt înlăturați, pentru că în prima linie sunt oameni corupți, sunt oameni imorali, cu exercițiul șantajului, al influenței și a manipulării. Unde sunt ieșenii în tot acest labirint? Nicăieri. Unde este viața prosperă promisă? Nicăieri. Unde sunt marile proiecte desenate pe hârtie? Nicăieri. Unde este sportul ieșean revigorat? Unde este mafia lemnului pedepsită? Nicăieri. Unde sunt investitorii și locurile de muncă? Din păcate, niciunde. Mihai Chirica este astăzi doar un inculpat pus sub control judiciar care confirmă ceea ce am semnalat. Iașul este condus de hoți care prosperă pe spinarea cetățenilor. Au fost păgubiți, nu ajutați. Doar au visat la servicii publice de calitate și calitate de șanse. Au privit de pe margine cum sunt făcute posturile cadou, au plecat dezamăgiți de atâta aroganță și au învățat forțat lecția amară a aranjamentelor, a recomandărilor pe bază de prietenie și nepotism. La Iași trebuie să spargem această rețea de șmecheri împuterniciți care au lăsat orașul, din păcate, cu multe restanțe. Probabil vă sună cunoscut, pentru că sunt multe județe traumatizate de aceste clanuri care își fac propria lege. Președintele României are datoria, cel puțin morală, față de ieșeni, să intervină și să tranșeze lucrurile în cazul unui primar care la o săptămână de la suspendarea sa susține pur și simplu că s-a trezit într-o situație dificilă. Vreau să-l vedem pe domnul președinte Iohannis că își respectă cuvântul mai mult decât statutul de naș. Să demonstreze public că declarația conform căreia persoanele care au fost condamnate sau cercetate penal nu trebuie să fie în conducerea statului. Și dacă a fost o minciună ceea ce a spus, să o recunoască. Altfel, ne vom raporta la șeful statului tot ca un lider cu probleme de credibilitate, ca la un politician cu declarații delirante, ca la un președinte care împăturește bine lista rușinii, pe care se află de altfel și numele primarului nostru, Mihai Chirica. Statul român trebuie resetat, dar acest lucru înseamnă să avem dovezi clare că nu vom lăsa corupția să devină politică de stat. Iașul are nevoie de un nou primar, un primar cu proiecte și nu cu dosare. Vă mulțumesc!